bună. Să zicem că vrei să vezi pe ce fac oamenii click pe site-ul tău. Poți să folosești de la Google Analytics, există InPage Analytics. E un plugin de Chrome. Deci ai în Google Analytics ai o opțiune să poți să vezi InPage Analytics, care îți arată ceva de genul ăsta și dacă vrei poți să spui un plugin de Google Chrome care îți afișează rezultatele. Chestia e că, de exemplu, eu am un link către acasă și aici zice 24%. Și dacă mă duc aici, tot 24%. Pur și simplu nu face nicio diferență între diferitele linkuri. Adică aici limba română 0,5%, limba română 0,5%. El nu poate să înțeleagă că linkul ăsta e de fapt diferit de linkul ăsta. Și atunci dacă ai același link în mai multe părți, e firesc să ai logo și tot felul, din vari motive ai același link. Google Analytics nu se descurcă foarte bine la chestia asta. Altfel e o chestie ok. Și încă o fază, datele zice 0,5% și 0,9% și 3,2%. O chestie mult mai tare e Heatmap. L-am folosit pe niște site-uri. Nu l-am pus pe olivian.ro, încă urmează să-l pun, dar ca idee arată ceva de genul ăsta. Adică îți arată exact unde fac oamenii click și poți să vezi litera și nu știu ce. Așa? E un pic problematic cu login-ul. Eu o să-i dau acum să-mi fac un cont free. Dacă te loghezi cu Google, îți cere niște date. Vede adresa de e-mail și datele de profil. Ok, pot să-i dau acces la această adresă. Și are varianta free în care ai 5 pagini, poți să accesezi. Îi scriu aici olivian.ro și compania olivian.ro. Mă întreabă dacă alte site-uri trebuie să pun codul ăsta. Deși e WordPress și teoretic ar trebui să vă recomand să puneți WordPress, eu vă recomand să puneți varianta non-WordPress, pur și simplu că nu mai puneți un plugin. Dacă ai idee, codul ăsta de pus, adică nu e mare complicat. Și odată ce puneți codul, ok, ăsta e codul, da? Și poți să spui o extensie pe desktop. O scurtătură. Da? Și când apeși pe ăsta, dacă aș avea instalat pe olivian.ro, dacă în momentul de față aș avea instalat tag-ul, mi-ar fi arătat unde au făcut oamenii click. Și mă rog, trebuie să aibă ceva activitate, adică trebuie să lași să meargă câteva zile, o săptămână, o lună, nu știu ce. Aș vedea, deci e foarte simplu. Faza e în felul următor. Dacă ești logat, deci odată ce ai apăsat pe ăsta, de fiecare dată când intri și trebuie să te deloghezi și te loghezi, e un pic neplăcut. Adică la Google Analytics îmi place foarte mult cum au rezolvat, că intri pe site și apeși pe butonul ăsta și nu vezi Analytics și apeși pe butonul ăsta și vezi Analytics. Adică e o chestie foarte simplă și foarte plăcută și nu știu ce. Aici când apeși pe Heatmap, dacă intri după aia trebuie să te deloghezi, e un pic nevoios. Dar de câte ori ai nevoie să vezi Heatmap pentru site-ul tău? O să faci asta de 3 ori, de 5 ori, nu o să faci de 400 de milioane de ori. Și atunci poți să te... E o chestie plăcută. Nu, e o chestie neplăcută, dar pentru că o faci foarte rar, nu contează atât de mult. Și statisticile mi se par foarte ok. Mi se par mult mai ok decât ce-ți arată Google Analytics. Cam asta.